Bună ziua, mulțumesc pentru că v-ați făcut timp să ajungeți la conferința de presă. Astăzi voi aborda două subiecte legate de învățământ. Primul subiect este cu referire la reducerea abandonului școlar și integrarea absolvenților pe piața muncii printre priorități alături de bacalaureat. Nu vom reuși să rezolvăm problemele din învățământ atât timp cât socotim doar efectele și nu ne orientăm și către cauze. S-a vorbit recent de faptul că 40.000 de elevi nu s-au înscris la nivel național la examenul de bacalaureat. Este un lucru grav, dar explicabil. Mai greu este însă ce se petrece de-a lungul unei generații și câți absolvenți abandonează școala. Un exemplu în acest sens poate fi chiar Galațul, unul dintre județele cu rezultate extrem de bune la examenul de bacalaureat, motiv pentru care țin să-i felicit atât pe elevi cât și pe părinți și, în mod deosebit, zic eu, pe profesori care și-au dat tot ce au putut pentru a reuși ca acești elevi să se claseze anul acesta pe poziția a treia la nivel național. În anul 2018-2019, acești elevi care au susținut anul acesta bacalaureatul s-au înscris la liceu. Dintre aceștia, atunci aveam 2.991 repartizați computerizat, 87 au ocupat locurile destinate romilor, 189 s-au înscris pentru învățământul vocațional la profilul sportiv, liceul de artă, ori pedagogic. 65 au provenit din alte județe, iar 16 au fost repartizați la școlile speciale. Se atinge astfel un număr de 3.348 de elevi înscriși în promoția 2018-2019 la liceu. La care se adaugă, bineînțeles, și elevii care s-au înscris la școlile profesionale. După 4 ani, au ajuns în clasa a 12-a doar 2.952, pentru că aproximativ 350 de elevi au rămas repetenți, au abandonat școala ori s-au mutat cu familia în altă localitate. Dintre cei despre care v-am vorbit, 2.753 s-au înscris la examenul de bacalaureat de la promoția de zi. Sigur că o am o statistică mult mai amplă pe care pot să vă ofer la sfârșitul conferinței de presă, legat de numărul celor care nu s-au înscris de la promoția de zi. La frecvență redusă s-au înscris 40 dintr-un total de înscriși la începutul anului școlar 328 și promovați fiind 250. La Seral au fost înscriși la începutul anului școlar 477, au fost promovați 400 și înscriși la bacalaureat 28. Așa cum vă spuneam, Galațiul, în urma rezultatelor de la bacalaureatul din vară, pentru că urmează și sesiunea a doua, imediat în perioada următoare încep înscrierile pentru sesiunea a doua. Galațiul ocupă locul al treilea după Iași și Cluj, Iașiul având 85,1%, Iașiul 81,7% și Galațiul cu 81,6%. Dacă analizăm situația de la noi, numărul celor care au promovat examenul este sensibil egal cu cel al tinerilor care nu au reușit să ajungă în clasa a 12-a. Aceasta este o problemă gravă, dacă nu chiar mai gravă decât gradul de promovare al examenului maturității. Realitatea este că unii obțin o calificare în liceele tehnologice, dar și în cele teoretice și nu au nevoie de bacalaureat. Din moment ce primesc la finalul clasei a 12-a un atestat recunoscut în Uniunea Europeană, pe baza căruia se pot angaja oriunde. Ar trebui să evaluăm rezultatele unei generații prin nivelul calificărilor obținute și utilitatea lor pe piața muncii, cu care ar trebui să o colaborare pe fond, nu de formă. Cred că ar trebui să ne concentrăm cel puțin la fel de mult pe reducerea abandonului școlar și integrarea rapidă a absolvenților pe piața muncii, pe cât o face pe promovarea examenului de bacalaureat. În esență, cred că cel mai important lucru în momentul de față este, de fapt, faptul că o proporție covârșitoare dintre cei care au absolvit, au și atestat. Ceea ce, de fapt, ne dorim. Nu ne dorim să nu avem rezultate la bacalaureat, poate chiar de 100%. Dar n-ar fi o realitate. Realitatea este că integrarea pe piața muncii este cea mai importantă în momentul de față.
Nu cred că o soluție cu 100% reușită la bacalaureat ne-ar avantaja, ci dimpotrivă. Dar o soluție cu certificate de calificare pentru toți cei care termină fie 12 sau 13 clase este foarte importantă. O să trec la cel de-al doilea subiect, sigur, urmând ca să aștept întrebările dumneavoastră pe marginea primului subiect. Cel de-al doilea subiect se referă la unitățile școlare aflate în curs de reabilitare. Elevii și profesorii din 7 unități de învățământ aflate în plin proces de reabilitare nu știu, la mai puțin de 2 luni până la începerea anului școlar, unde își vor desfășura activitatea. Motivul ține de faptul că unele din lucrări au deja termenele de finalizare depășite, iar unii constructori nici măcar nu au angajat pe șantier. Conform situației din teren, datele se prezentau astfel la sfârșitul săptămânii trecute. Liceul, fost autor de transportul Traian Vuia. Perioada de execuție, septembrie 2020, septembrie 2021, termenul de finalizare a fost prelungit de 3 ori, astfel ajungând la 13.1.2022, apoi 31.7.2022 și ultimul până la 5.9.2022. Elevii sunt, așa cum cred că știți, relocați în căminul de la liceul auto. Din discuțiile pe care le-am purtat cu conducerea unității de învățământ, sunt foarte puțini muncitori pe șantier în momentul de față la liceul auto. Liceul teoretic Dunărea, perioada de execuție septembrie 2022-iulie 2022, termenul de finalizare a fost prelungit până în 25.10.2022. Elevii învață la un anumit nivel, dacă până acum au învățat la etajul 1 și 2, acum se vor muta la etajul 1 și parter, urmând ca să fie reabilitat și etajul al doilea. Școala gimnazială numără 13 Galați, termen de finalizare iulie 2022. Lucrările sunt în întârziere, elevii sunt relocați la Liceul Tehnologic de Marină. Nu sunt oameni pe șantiere. Școala gimnazială Grigore Teologul, postă 41, perioada de execuție septembrie 2022, la momentul la care noi discutăm, lucrările sunt în proporție de 80% finalizate, dar iarăși sunt pe șantier doar 2 muncitori, astfel că conducerea școlii se întreabă dacă vor reuși să finalizeze lucrările până pe 5.9.2022. Școala gimnazială Miron Costin, perioada de execuție iulie 2022-martie 2023, au fost relocate clasele, astfel 5 clase la Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu Galați, 4 clase învățământ primar la ICOR după amiaza. Celelalte clase vor rămâne în școală și se vor reloca pe etaje în funcție de lucrări. Școala numărul 29, perioada de execuție iunie 2022-februarie 2023. Sigur că lucrările care s-au început în interior, există promisiune din partea firmei care execută lucrările că până pe 5.9, adică data de începere a școlii, lucrările vor fi finalizate. Colegiul Mihail Cogălnicianu, perioada de execuție mai 2022-februarie 2023, au fost relocate 6 clase după amiaza la școala gimnazială numărul 26, celelalte clase în 2 schimburi în corpul B de la Liceul Tehnologic Radu Negru. Există promisiuni că constructorul va finaliza măcar o parte din lucrări până pe 5.9.2022. De aceea cred că ar trebui implicată administrația locală în așa fel încât constructorii să respecte termenele, ba, chiar mai mult să găsească soluții, pentru că anul acesta școala începe pe 5 septembrie, un pic mai devreme decât de obicei, și aceste lucrări vor face ca elevii să nu poată să-și desfășoare activitatea în unitățile de învățământ. Cu acestea am finalizat cele două subiecte despre care doream să vă vorbesc și aștept întrebările dumneavoastră pe marginea celor două teme. Sigur că ar mai fi de spus că pe lângă cele 45 de unități de învățământ de la nivelul Galațiului care au accesat și au câștigat granturi europene, există posibilitatea ca în perioada următoare, zic eu
cât mai curând va fi lucrul acesta, să poată să acceseze astfel de granturi PNRAS și alte unități de învățământ. Spre deosebire de prima etapă, în urma discuțiilor cu Ministrul Educației, dar și la nivelul conducerii Partidului Național Liberal, vor putea accesa tipul acesta de granturi și unități de învățământ care nu au abandon școlar, absenteism, note slabe la evaluarea națională sau la bacalaureat, pentru că vor fi clase finanțate și clase de excelență la nivelul unităților care nu au astfel de elevi. Zic eu că e un lucru bun pentru că, așa cum știți, sunt profesor la Colegiul Național Vasile Alexandrii și practic nu a existat până acum nicio modalitate de finanțare a liceului sub nicio formă și copiii de la CNVA și din alte licee pedagogic LMK care nu sunt și n-au accesat programe de tip ROZE sau alte tipuri de programe au fost, zic eu, discriminați până la momentul de față. Sper ca odată cu aceste clase de excelență, cele trei licee despre care am amintit și sigur mai sunt și altele și mă gândesc acum la Spiru Hare de la Tecuci, la Calistra Hogaș, care la fel nu au putut accesa tipul acesta de proiecte, să poată accesa și ei granturi și sigur să finanțăm și excelența, nu numai abandonul și absenteismul. Mulțumesc! De excelență. Cum vi se pare faptul că elevi care sunt selectați pentru participarea la olimpiade internaționale au nevoie de strângere de fonduri ca să-și plătească deplasarea până acolo? Știu și despre cine este vorba. Cred că vă referiți la Mendelssohn. În moment de față, dar înțeleg că și problema e veche, nu e de la Mendelssohn. Haideți să vă spun cum stau lucrurile. La nivelul României există, așa cum și în cazul lui Mendelssohn, două loturi. Un lot A, care este finanțat direct de către Ministerul Educației și primește banii pentru întreaga cheltuială. Și un alt lot care ar putea să participe, sigur, dacă pot să-și financeze singur deplasarea, costurile. Acele locuri sunt, cum ar veni, locurile, să zicem, suplimentare cu taxă. Așa cum există la universități. Da, dar e o situație de mult timp. Undeva sunteți în Parlament acolo. Ați uitat vreodată problema aceasta că sunteți în învățământ. Știți despre ce e vorba? Da, sigur, v-am spus. La nivelul școlilor de excelență nu vreau să îmi arog că doar eu sunt cel care am intervenit, dar zic eu că poate datorită mie se va întâmpla ca aceste granturi despre care v-am vorbit să fie și pentru școlile care nu au absenteism, care nu au abandon școlar, care nu au note sub 5 la evaluarea națională și care au rezultate la bacalaureat an de an de 100%. Dar nu mi-a spus. Momentan nu am, adică am luat o inițiativă pe cont propriu în ceea ce privește finanțarea lui Mendelssohn, dar nu am o inițiativă la nivelul ministerului pentru a finanța atât lotul 1 cât și celelalte loturi naționale, să zicem, pentru olimpiadele internaționale. De ce? E o situație de mult timp asta, cu lotul 1 finanțat, lotul 2. Sunt în lotul 2, de fapt, mai bine, nu? Pentru că e restrictiv, li se încalcă până la urmă dreptul la performanță pe criterii financiare. Acum vă spun cum e la astronomie, nu știu la celelalte dacă e la fel. La astronomie, dacă prima persoană care este selecționată pentru lotul al doilea nu își permite să-și plătească cheltuielile, este selecționată cea de-a doua persoană. Și așa merge în continuare prin cădere. V-am spus, e ca la o universitate cu taxă, sunt locurile de la stat și locurile cu taxă. Nu, deci ești primul la tax. Momentan nu pot să vă spun că se poate. Nu vreau să vă dau un răspuns, să fac o promisiune pe care la un moment dat n-aș putea să mi-o respect. Cu certificatele acelea de competențe, te spuneați. Deci, da, practic, atestate. Practic spuneți așa, că rata de promovabilitate e o imagine falsă până la urmă în ceea ce privește, nu știu, pregătirea, să spunem, nu, absolvenților de liceu. Și ar fi mai bine să se elibereze și aceste certificate. Ele se eliberează. Cred că noi ar trebui să facem o statistică și o relevanță a promoției respective și în funcție de certificatele
și atestatele de calificare. Ba mai mult de atât, aș spune că ar trebui ca aceste calificări pe care le obțin copiii noștri, elevii noștri, să fie în concordanță cu piața muncii. Și nu mă refer la piața muncii locală, ci la piața muncii europeană. De aici cred că avem noi o problemă. Pentru că, de fapt, și de drept copiii sau chiar tinerii, pentru că nu neapărat un copil de 18 ani este cel despre care noi vorbim astăzi, vorbim despre oameni care s-au înscris, ați văzut, la seral, frecvență redusă, la zi, sigur, sunt diferite categorii de tineri, dar care și-au dorit să obțină o calificare, cu acel atestat el poate să meargă în Uniunea Europeană dacă până acum avea un anumit nivel salarial, cu atestatul respectiv trece la un alt nivel salarial. Noi nu facem bilanțul sau balanța aceasta. Și e foarte adevărat că calificările pe care le dorim noi și le dorește și Uniunea Europeană, pierdem foarte mulți absolvenți, dar pe aceștia noi numărăm, îi numărăm doar pe cei cu rezultate excepționale și pleacă la Cambridge, Oxford și așa mai departe, dar ar fi bine să îi numărăm și să ne gândim dacă nu anumite calificări care astăzi sunt cerute în Uniunea Europeană, pentru care tinerii vin și fac frecvență redusă sau seral și se folosesc de aceste atestate în Uniunea Europeană, meseriile respective, de fapt, fiind necesare și la noi, acum trebuie să vă gândiți, nu știu când ați apelat ultima dată la un instalator sau la un mecanic auto și dacă ați avut curiozitatea să îl întrebați dacă are un certificat de genul acesta, eu vă spun că în ultima perioadă, acolo, atunci când am avut nevoie și am mers, am întrebat lucrul acesta și spre uimirea mea, niciunul nu avea calificare în domeniu, s-au calificat la locul de muncă. Se aude așa prin mediul universitar de o posibilă înființare a unei universități, așa, înființare prin desființare, ca să ne spunem așa, a unei universități în Galați. Știți ceva de genul ăsta? Nu știu, sigur, l-am coleg de comisie pe domnul Nichita și vorbește de foarte mult timp, cred că de când am început mandatul de parlamentar despre Universitatea de Medicină și Farmacie de la Galați, dar detalii nu pot să vă dau pentru că, nu știu, doar discuții private cu dumneavoastră. De bun augur, o astfel de înființare și mutarea ei la, pe jumătate la Brăila, cam așa ar fi planul de scopul. Orice instituție de învățământ, fie el învățământ preuniversitar sau universitar, nu cred că este un lucru rău. Acum trebuie să și fie analizată situația de la nivelul județului nostru, de la nivelul regiunii noastre, dacă este sau nu este necesar, pentru că o astfel de universitate, din câte știu eu, este la Constanța, tot de medicină. Sigur, cele renumite sunt undeva la Iași, București, Timișoara, Cluj. Cred că sper să nu greșesc, la Târgu Mureș mai avem așa ceva. V-am spus, nu cred că este o intenție rea, sigur dacă este și necesară, trebuie văzut în momentul de față. Da, dacă nu mai sunt întrebări, mulțumesc!